Duminica de Rusalii va fi o zi plină de evenimente pentru locuitorii comunei Brâncoveni. Primarul localității a anunțat un program încărcat, în care Călușul va fi pe buzele tuturor. Duminica 12 iunie, sub egida Consiliului Județean Olt și a Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, se va avea loc cea de-a doua ediție a Festivalului Călușului Oltenesc la Brâncoveni. Festivalul începe la ora 10 cu primirea participanților. Vor urma de la ora 10.30 la 13 demonstrații călușăresc în satele Brâncoveni, Ocioci, Mărgeni și Văleni. Vor participa formațiile de călușare, Plaiurile Sâmbureștiului din Sâmburești, Dobruneanca din Dobrun, Ulmișorul din Brașcavățu, Bugureașii Minogului din Perieț, Flor de Măr din Curtișoara, Dorotan din Teslui, Colelia din Vâlcele și, bineînțeles, ansamblul nostru Mugurașii Brâncovenilor din Brâncoveni. Ansamblurile de călușari vor avea pe parcursul zilei și un concurs. La ora 17, ca și locație școala Brâncoveni, se vor întrece între ele ansamblurile pe care le-am precizat, la care se vor mai adauga și ansamblurile folclorice Zestrea Poboranilor din Poborul, Băltanca din Bălteni, Floare de Mărgăritar din Giuvărești, Oltenașul din Vișina. Seara va fi animată de un concert susținut de artiștii ansamblului folcloric profesionist Doina Oltului.